La Petrolul Ploiești, prieteni, e supărare în 10 etape, 3 meciuri pierdute, o remiză, așadar doar 6 victorii pentru echipa lui Leo Grozavu. Vorba vine echipa lui Leo Grozavu, el va sta pe bancă în această etapă cu Luceafăr Oradea, dar, atenție, după aceea, indiferent de rezultat, se pare că va fi demis. Cel puțin așa se zvonește. În locul său ar veni nu Zinedine Zidane, cum se vehiculează ca înlocuitor al lui Nico Kovac la Bayern München, ci Edi Iordănescu. Că o fi așa, că nu o fi așa, dar cert este că sub comanda lui Leo Grozavu echipa merge foarte proș. Atenție, în această rundă întâlnește o formație care în etapa precedentă de campionat a reușit să țină frâu liderului campionatului. E vorba de Znagov, 1-1 pe teren propriu pentru, să zicem, un punct pentru Luceafărul Oradea, în vreme ce Petrolul Ploiești tocmai a pierdut. Da, da, a pierdut la Argeș, este o deplasare dificilă sau. Da, a pierdut categoric. 3-0, 3-0, da. 1-29 are cotă Petrolul să câștige această partidă. Pentru remiză avem o cotă de 5. Victorie Luceafărul Oradea, cota 9-50. Luceafărul Oradea are un singur punct cucerit în 5 deplasări. Asta e problema lor, un punct la Timișoara, cu Politehnica. Da, da. Da, într-adevăr, Leo Grozavu este pe punctul de a pleca după eșecurile la Universitatea Cluj și la Argeș. Acum, bine, dacă va veni Iordănescu, Edi Iordănescu sau nu, rămâne de văzut. Eu nu cred că va veni în Liga 2. Nici eu nu cred. Da, hai să spun o chestie. Edi Iordănescu, evident, e în joc de gleznic, așteaptă un loc liber la CFR Cluj. Dar hai să spun o chestie haioasă. Cei de la Znagov, dacă îl dau afară pe Grozavu, trebuie să-i plătească acestuia salariul până în vara viitoare. Ar fi vreo 45.000 de euro, nu o sumă chiar foarte mare, nici măcar pentru Liga a doua. Însă, Leo Grozavu a spus în felul următor: ok, reziliez după etapa asta, îmi dați ea 45.000 de euro, dar în 15 zile din momentul în care pun semnătura pe întreruperea contractului. Adică omul are nevoie de bani acum, că probabil are vreun apartament sau ceva de cumpărat. Da. Să fie, știi unde? În blocul Golovca. Da, da, în blocul Golovca. O să fie vecin de palier și mai azi când în când la bere. Alte cote, peste 3 goluri asiatic, cota 2.05, 1 cu handicap 1.5 goluri, cota 1.85 și ambele marchează o cotă de 1.98. Da, este până la urmă un adversar modest pentru Petrolul. Luceafărul Oradea este prima peste linia retrogradării în acest moment. Vine după remiza la Slangov, dar eu cred că dacă va încerca un joc pe contra cu Petrolul, fiind, știu eu, cu moralul la cote bune după acel după rezultatul din ultima rundă, cred că o va păți destul de rău la Petrolul. Până la urmă, Petrolul are un lot bun pentru Liga Secundă, iar jucătorii de acolo sunt conștienți de faptul că în cazul în care vor ieși prematur din calculele promovării, pentru că sunt echipe care merg ceva mai bine în acest moment, ar putea fi premariați undeva în pauza de iarnă, mai ales dacă se va schimba și antrenorul. Noi pariem pe Petrolul în această partidă, unul cu handicap asiatic minus 1, ceea ce înseamnă că în cazul în care Petrolul ar câștiga doar la un singur gol partida, am avea miza returnată. Da, un adversar ceva mai accesibil pentru Petrolul, dar în același timp Petrolul se teme de Petrolul în momentul de față. Mergem mai departe și vedem cum stăm în Liga Națiunilor. Na, joi și duminică jucăm cu Lituania și cu Serbia, dar în Lituania, după cum spuneam, jucăm pe sintetic, iar cu Serbia jucăm pe noul gazon al Arenei Naționale. Și nu știu de ce, dar parcă mi-aduc aminte de meciul cu Franța, Sabine. Da, cu acele adevărate brazde, ziceai. Tot așa, era nou gazonul. Da, 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 da. Ei, dar atunci parcă plouase cu câteva zile înainte. A, sigur, altfel la Craiova, spre exemplu, tot așa. Da. Hai să fim serioși, că dacă nu ne pricepem la o chestie, nu ne pricepem la chestia asta, cu siguranță. Dar nu e că nu te pricepe, că trebuie făcute așa cum trebuie făcute, pentru că angajai firma care pune terenul celor de la Newcastle, de exemplu, în nordul Angliei, unde plouă non-stop, și spuneau ăia un gazon de nu mai să dea nimic pe el timp de 10 ani. Dar în Lituania, România este favorită o cotă de 1.51,
7,50 pentru succesul gazelor, 3,90 la remiză. Da, o partidă dificilă, sincer, nu știam acest amănunt legat de azorul artificial pe care vom juca. Să sperăm că nu vom avea probleme, deși România, mai ales de parte de casă, a avut necazuri mari de tot în ultima perioadă. Ne aducem aminte și în preliminarele pentru campionatul european de 2016. Nu mai vorbesc de preliminarele pentru mondial cu rezultate șterse am peste tot. Suntem pe locul 3 în grupă, cu doar 2 puncte cucerite și avem cota 4 la câștigarea grupei. Serbia, cota 1,65, a mai crescut cota Serbiei dintr-un motiv cât se poate de simplu. Naționala nu prea vrea să joace în această Liga Națiunilor. Sunt accidentări și de această dată, posibil ca și jocurile sârbilor, cel cu Muntenegru, primul cu Muntenegru, apoi cu România, să aducă Serbiei rezultate care să o mai scoată așa din postura asta de favorită, deși cred că tot ei vor reuși să se impună. Este și o miză mică acolo la mijloc. Sunt partide amicale sau pe jumate amicale, pe jumate oficiale, dar unde să ai șansa să joci cu naționale precum Cehia sau și eu, Austria, asta e să joci încă câțiva ani de acum încolo cu Lituania și cu cine mai vine din urmă, Liechtenstein, cine mai promovează. România, cota 4, cum spunea la câștigarea grupei. Lituania este ultima cu o cotă de 151. Știm rezultatele naționale noastre, 0-0 acasă cu Muntenegru, 2-2 în Serbia, un 2-2 destul de trist și fără, nu știu, un rezultat care să ne dea neconvingător. Budescu va fi, a ieșit din lot, este accidentat, nu va... Uite, știi, Sabine, mă gândesc așa la accidentarea asta lui Budescu, o pun pe același plan cu accidentarea lui Kirikeș. Și mă gândesc, zic, Doamne, cât noroc să avem. Pentru că știi că nu-mi plac amândoi, sunt doi fotbaliști care, după părerea mea, nu aduc nimic în pozitiv, doar poate greșelile și indolența lui Budescu sau greșelile lui Chirică și naivitatea lui fac ca ei să nu fie de fapt un plus. Gândește, deci Chirică ești la, ia la Napoli, Sabine, cât ia Irina, cât a luat Irina Begu în toată cariera ei de până 4 milioane pe sezon. Da, ăsta e sportul în care evoluează fiecare. Da, într-adevăr, puțin rupt așa această balanță, puțin foarte dezechilibrată. Avem un câștig, nu știu ce părere e despre asta, a devenit Tama așa națională. Este unul dintre preferații mei cu tot ceea ce a făcut el în viața. Nu e extra sportivă, nu e treaba mea chestia aia, dar Tama... Sabine, atâta timp cât îți joacă, n-ai ce să-i reproșezi. Da. Ești de acord cu mine că dacă Tama, spre exemplu, ar intra în circuitul ăsta al echipei naționale sau s-ar întoarce în România să joace undeva, la Dinamo, spre exemplu, că acolo ar fi loc pentru el, probabil. Nu cumva te gândești că în 6 luni de zile l-ai vedea iar în posturile în care l-am mai văzut? Da, probabil, dar mă mai gândesc la un lucru. În momentul în care un jucător ca Tama așa deveni consistent așa în circuitul național, ar fi câțiva jucători mai tinerei care ar avea șansa să evolueze la națională, care automat a ieșit din schemă pentru că s-a mizat pe experiența unui ca Tamaș. Dar oricum ne uităm la ce avem pe linia de fund și sincer nu stăm deloc bine. Benzar, Manea, Săpunaru, Toșca. Mai ții minte când spuneam eu de Benzar, Sabine, undeva în sezonul trecut, că e un jucător foarte, foarte slab. Da. Vezi că încetul cu încetul începe să se dovedească chestia asta. Spuneam de Junior Morei, spuneam de Planiș, vorbeau comentatorii la televizor, spuneau, domnule, Planiș, cel mai bun transfer al Stelei din ultimii ani. Da, și într-adevăr o altă dezamăgire. Ar fi Nedelcean, un jucător care îmi place, deși încă este tânăr. Benicușor Bancu nu mai spune nimic după evoluția cu Serbia. Bine, cea din prima repriză. La a doua repriză s-a întâmplat ceva. A explicat cineva cum ar trebui să se protejeze. Lucrurile au revenit cât de cât la normal, dar să zicem că de la mijloc în sus nu cam avea mai știu eu ce jucători, dar parcă lucrurile stau ușor diferit. Răzvan Marin este în formă bună, mai sunt și tinerii ăștia de pe la Academia lui Hagi. În atac iarăși dezastru cu Țucudean, Drăguș și Cheșeru. Deci aici suntem pilaf, deși Cheșeru marchează la foc automat în Bulgaria, un cantonat chiar mai stat decât al nostru. Da, rămâne de văzut. Oricum... Cheșeru e bun pentru meci cu Lituania, cu siguranță merge.
Merge, merge. Ne vor reveni cu analiza detaliată a partidei imediat în ziua prezentării partidei. Mâine vom avea și o prima analiză a partidei România sub 21, Țara Galilor sub 21. Mergem mai departe și vorbim despre cotele bombă pe care le-am pregătit pentru mâine. Înainte de asta, haideți să vedem și bilanțul weekendului. Vineri și joi am analizat partidele din cele mai importante campionate din Europa și Liga 1. Și bilanțul, din ce afirmă Sabin, este unul optimist. Da, am avut rezultate foarte bune pe Spania și Italia. În Spania 3 din 4 câștigătoare, în Italia 5 din 6. Ne-a încurcat doar Genoa, Parma. Noi am pariat 1-3 goluri, a fost scor corect 1-3. Nu știu, poate trebuia să ne gândim puțin mai atent la această partidă. Am mizat pe 2-4 goluri în partida lui Juventus la Udinese. Am avut un oaspeții marchează simplu la o cotă de 1.50 la Atalanta Sampdoria. Dortmund-Leipzig învingătoare după partide spectaculoase în weekend, ne-au adus profit. Gol în ambele reprize la Hoffenheim cu Frankfurt. Am mai avut câteva puncturi din ligile inferioare. De asemenea, punturi bine gândite, Sturm Graz cu Salzburg peste 8.5 cornere. Biletul de sâmbătă a fost câștigător. Duminică ne-am încurcat cu Liverpool Manchester City, un meci de la care așteptam multe și s-a terminat doar 0-0 și pe deasupra a mai fost și corect. Destul de plictisitor. Bun, de asemenea, biletul acela în cotă 14, foarte aproape să fie câștigat, am avut un pic de ghinion, da? O să vedem în continuare. Hai să vedem acum cotele bombă, Sabin. Din Indonezia, Persib cu Madura United, 1 pauză, 1 final la o cotă de 3.40. Peterborough Brighton, sub 21, ambele marchează în repriza secundă, cota 2.88. Și South Shields cu Worthington, peste 3.5 goluri, cota de 2.43. Și avem biletul nostru în cotă 2. Eu am luat ceva la pariul weekend ăsta, Sabine, dar am avut și biletul de cotă 2 cu mine, pentru orice siguranță. Așadar, mergem la următorul subiect. Biletul în cotă 2, simplu, două meciuri. Care sunt acestea, Sabin? Pariem pe victoria Petrolului la o cotă de 1.29, iar la Peterborough cu Brighton sub 21, peste 2.5 goluri în meci, cota este 1.56, două conturi pe același bilet pentru o cotă de 2.01. Acestea fiind spuse, nu ne rămâne decât să ne îndreptăm acum cu foarte mult curaj către restul ofertei caselor de pariu. Așadar, avem restul ofertei. Nu mai sunt foarte multe partide cu echipe cunoscute, să zicem așa, din acelea despre care știm multe lucruri, ci formații care nu sunt implicate în circuitul echipelor naționale. Și tocmai de-aia, în Anglia, Sabin, ce putem alege? Pariem pe CK3 Trophy, o trecere în care de obicei investim pe goluri. Uite, avem la partidele lui Peterborough, Notts County, Morecambe, Colchester, Cambridge United și Colchester, pariem pe goluri, ambele marchează peste 2.5, mizăm pe Sunderland, pe Cambridge United, unul cu handicap 0, o cotă foarte bună, 1.80, și Walsall cu Middlesbrough sub 21, cota 1.61. În Anglia, Premier League Nord, din nou multe punturi pe goluri. Uite, la Gainsborough cu Bedford, ambele marchează cota 1.55. Gainsborough, deși stă slab în clasament, a marcat 10 din cele 14 goluri în 4 meciuri jucate acasă, o echipă foarte bună de teren propriu. Pau cu Chambly, X2, suntem în Liga 3-a franceză, cota este 1.53. În Mexic avem cupă, pariem pe Monterrey, contra un adversar slăbuț, cota 1.40. Și în Suedia, a doua ligă, Orgrite cu Degerfors, 2-4 goluri în meci, cota 1.54. Avem și contul din hockey, din KHL, uite, la Vladivostok cu Red Star Kunlun, este reprezentanta Chinei în această ligă, nu are niciun jucător chinez în lot. În Norvegia, Sarpsborg, Rigerike, gazele peste 3.5 goluri și Valerenga, meciul Valerenga este peste 4.5 goluri. Avem și punturi din tenis, Pospisil cu Deminaur 2 solist la o cotă de 1.45. Avem și o partidă de dublu în care va juca Tecău, Rojel cu Tecău. Mizăm pe victoria pereții din care face parte și românul.
Atât pentru această seară, prietene. Ne vedem mâine. Până atunci vă invit pe site pariuri112.ro. O noapte liniștită. Baftă la pariuri. Acest program v-a fost oferit de Unibet. De la